Vă salut, eu sunt Andrei și după cum știți, dorința mea a fost să vin în Turcia cu Trabantul. Doar că eu am plecat la drum, însă în Bulgaria Trabantul s-a stricat. Am deschis capota și ghiciți ce? Era ulei peste tot. O pușca motorul, țăcăneau tacheții și am știut clar. Acolo la minus 5 grade Celsius n-am ce să-i fac decât să chem platforma și să ne întoarcem înapoi în țară cu el. Dar visul a rămas, așa că am luat Duster-ul de acasă și am venit cu el în Turcia, în Istanbul, să vedem orașul ăsta. E foarte diferit față de ce m-am așteptat eu să fie și astăzi vrem să facem o tură prin el și să vi-l prezentăm și vouă. Pentru că Istanbul e un oraș foarte, foarte aglomerat, oamenii s-au asigurat că nu o să mergi pe străzi aiurea, pentru că străzile cu sens unic au așa ceva. Vedeți? Sunt practic ca niște cuie în drum. O să trecem peste, iar noi, pentru că trecem în sensul corect, n-o să pățim nimic. Dar dacă treci invers, cred că e destul de nașpa. Și am plecat să explorăm Istanbulul, un oraș destul de aglomerat și foarte, foarte mare, cu multe priveliști frumoase, oriunde te uiți, în stânga, în dreapta, vezi ceva interesant, ai ce să vezi, plin de oameni, plin de mașini, iar noi am vrut să parcăm Duster-ul momentan, ca să-l explorăm mai bine, pe jos. Straight forward. Thank you. Aici, în parcare, o să vedeți o chestie destul de dubioasă, pentru că nu tu-ți parchezi mașina, ci o dai cuiva să o parcheze în locul tău, pe ideea că el o parchează mai bine. Dacă vă întrebați cum e cultura auto în Istanbul, ei bine, nu foarte dezvoltată, aș putea spune, din păcate. Majoritatea mașinilor arată rău, sunt vechi și slab întreținute. Adică uitați-vă la seria 3 ăsta. Nu cred că în România ar fi o mașină după care ai întoarce capul. Nici după Renault ăsta simbol, care practic e un Logan, doar că de Turcia, cu bară zgâriată, cu modificări aftermarket de genul, sau uitați-vă ce bară are Hyundai-ul ăsta. La noi n-ar trece ITP-ul și s-ar lua talonul, mai ales cu anvelope atât de vechi. Oriunde te uiți în trafic, nu o să vezi ceva extraordinar. Mașinile de taxi zgâriate, lovite și multe sunt așa, numai să te miști din ambe cu ele, nimic senzațional. Acest episod e susținut de cei de la Carly. Și atunci când vii atâția kilometri și atât de departe de țară cu un Duster care are 190.000 de kilometri, să știți că e bine să ai un tester portabil cu tine în cazul în care ți se aprinde vreun cod de eroare. Portul OBD2 la mine, la Dacia Duster, nu e sub volan, că e în torpedo. Deci acolo trebuie să băgăm testerul, după care trebuie, bineînțeles, să ne conectăm prin Bluetooth la el, n-ai nevoie de niciun cablu și poți să înceapă diagnoza. Carly îți verifică nu doar modulul motor, ci îți verifică și modulul ABS, sistemul multimedia, tot, absolut tot, și îți dă toate codurile de eroare pe care le ai și poți să și verifici kilometrii mașinii tale să vezi dacă sunt reali. Dar probabil cea mai bună funcție e ștergerea codurilor de eroare, care te ajută să-ți menții mașina într-o stare cât mai bună. Pe lângă chestia asta, poți să vezi și date în timp real ale motorului tău. Eu o să las un link în descriere și în primul comentariu pentru reducere la achiziționarea testerului Carly. O altă problemă destul de mare în Istanbul și în Turcia în general e cât de murdară e. Nicăieri nu o să găsești un trotuar curat. O să vezi peste tot gunoaie și lucruri chiar rău întreținute. Tot acest lucru provine din cultura musulmană. Vine de la sufism, ideologia căruia trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu în interiorul nostru și ce în exterior nu contează, lucrurile materiale nu contează. Și atunci turcii nu-și întrețin străzile pentru că nu contează. Planeta nu contează, cei în jurul lor nu contează. Și ajungi să ai un oraș care arată foarte, foarte murdar. Am făcut și o mică oprire. Țineți minte că noi suntem încă pe jos. Mașina e în parcare, dar am zis că trebuie neapărat să bem o cafea împreună. E un pic vărsată, că nu mă pricep, dar mi-am luat o cafea turcească și diferența față de cafea normală, cum suntem noi obișnuiți, în toată Europa, e că asta se face în ibric, pe foc, și în 3-5 minute mi-a făcut-o băiatul, iar ea e nefiltrată. Asta înseamnă că are mult zaț de cafea. Se și vede, uitați cum am vărsat, zațul de cafea. Deci nu că bei doar cafeaua ca și lichid, dar o și mănânci. Conform unor interpretări stricte a Coranului, cafeaua e un drog și mai de mult era interzisă în Turcia, însă ea a fost atât de populară încât, bineînțeles, că a devenit un lucru obișnuit și acceptat.
Turcia nu are o religie oficială declarată, deși 90% din cetățeni ei sunt musulmani. Deci creștinismul nu e foarte comun în Turcia față de Europa. Și acum te-ai putea întreba, care e diferența dintre musulmani și arabi? Ei bine, ca să nu intru în explicații complicate, am o întrebare. Care e diferența dintre europeni și creștini? Așa cum noi suntem europeni, că locuim în Europa, așa sunt arabii care locuiesc în peninsula arabă. Însă musulmanii țin de religia lor. Noi suntem creștini, creștinismul, și ei sunt musulmani. Îl au pe Allah și citesc Coranul. Vă dați seama că am fost curios să intru și eu într-o moschee să văd cum arată. Știu că trebuie să te descalți. Adică nu intri așa încălțat, ceea ce sincer mi se pare normal, că nici în casă nu intri încălțat. Moscheea trebuie să o respecti cu atât mai mult, zice religia musulmană, îți pui papucii la loc, te uiți cât de simplă și frumoasă e moscheea pe interior. Și ce m-a plăcut foarte mult e că oamenii chiar sunt modești în rugăciune. După vizita de la moschee, am zis hai să mergem să facem niște cumpărături turcești. Prima parcare la care am mers era plină. Ne-au zis că să mergem undeva a doua dreapta, care nu era a doua dreapta. Și am pus noi alta. 750 de metri facem în 7 minute. Uitați-vă ce e afară, o dubă care nu are loc, oameni, mașini, scutere care te depășesc prin stânga, prin dreapta. Asta e mult mai multă Turcia pe care am văzut-o eu zilele astea. Multă aglomerație, parcări, aiurea, oameni care muncesc. E un oraș suprapopulat Istanbulul, pentru că are 15 milioane de locuitori, 20 de milioane cu tot cu orașele lipite de el. Deci vă dați seama, 20 de milioane de locuitori, enorm, într-un oraș de 5500 de kilometri pătrați. Ceea ce e foarte mare, e cel mai mare oraș din Europa, și ca populație, și ca dimensiuni. Stăm pe loc de 10 minute pentru că duba aia din față a oprit în drum ca să descarce marfă. Și ce interesant e că nimeni nu claxonează pentru că oamenii cumva înțeleg. A, ok, are de descărcat marfă. Și în spatele nostru, nu știu cât o să se vadă pe geam sau nu, dar e mare coada. Adică vă dați seama, sunt mașini care stau, s-au blocat traficul complet, vin scutere pe contrasens, dar nimeni nu claxonează. Toată lumea știe, bă, da, mă, are treabă omul cu duba, e ok, stăm. Stăm și așteptăm. Și la fel e în trafic, chiar dacă e haos și sunt multe mașini și aglomerație, mereu când vrei să te bași pe stradă sau vrei să faci ceva, există înțelegere, adică îi semnalizezi omului, bă, trebuie să mă bag aici, toată lumea te lasă. Am ajuns în a doua parcare pe ziua de astăzi și aici un domn ne ghida, ne spunea cum să intrăm. Era foarte ospitalier și am zis, bă, da, oare de ce e așa de treabă cu noi? Yes! Salut! Cash. Turkish. Turkish. No change. Apropo, prețurile la parcări. O oră 15 lei, 2 ore 25 de lei. Dacă o să veniți în Istanbul și probabil în toată Turcia, o să auziți asta destul de des. Ce ziceți de pisicuța asta? Dacă v-aș zice, bă, ce drăguță ești! Că în Istanbul sunt mii, probabil zeci de mii de astfel de pisici. Și să știți că se estimează a fi de fapt aproximativ 100 de mii de pisici în Istanbul, ceea ce e un număr enorm, iar pisicile în Turcia în general au o importanță semnificativă pentru că sunt privite ca animale pure și se spune că și profetul Muhammad a avut însuși o pisică, iar pe lângă partea spirituală mai e și partea practică, pentru că acolo unde ai multe, multe pisici într-un loc, sigur nu o să ai rozătoare. Iar de asta localnicii le îndrăgesc foarte mult și au grijă de ele. Istanbulul e plin de magazine cu branduri. Uitați-vă aici, avem o bluză Moncler, 250 de Turkish lira, asta vine aproximativ 40 de lei. Avem aici un Louis Vuitton, avem un Armani, Tommy Hilfiger, deci Lacoste, toate brandurile pe care vi le doriți sunt aici la mega reducere, pentru că, bineînțeles, nu sunt originale. Uitați-vă, geacă Moncler, 40 de euro,
Adică 200 de lei sau The North Face, dacă vrei să fie un pic mai sportiv, să zic așa. Și vii, ți-ai luat de aici geaca asta cu 200 de lei și gata. Ai și tu The North Face. How much in euro? 1300. What? 40 euro? 40 euro. Ați văzut? 40 de euro. Where is it made? China. China. Yes. România? Yes. Faci bine? Ah, bine. Tu? Salut, frate, bine. Salut, frate, bine. Acum trebuie să probăm, pentru că ei sunt și foarte de treabă ca să-ți vândă o haină. It's too big for me. Size no problem. Size no problem. But price is negotiable, right? 1200, frate, no problem. No. I mean, 40 euro, too much. 40 euro, not too much. 25 euro. 25 euro, 750. Nu ne lasă la 800. Thank you, Dan. Thank you, frate. 800. 1000. 800. 1000. 800. 800 merge. Și asta e o chestie pe care o întâlnești foarte, foarte des în Turcia. Totul se negociază, adică nu e nimic cât zice prima dată. Prima dată au zis 40 de euro, 1400 sau cât au zis, au lăsat-o la 1200, după aia la 1000. Probabil dacă mai insista mergea un 900. Niciodată să nu dai cât îți cere. N-am fost niciodată, din păcate, o persoană a brandurilor de haine. Nici nu le știu așa de bine, le știu pe cele auto, în schimb. Dar aici, în Turcia, am fost surprins să văd tot. Deci, absolut tot. Toate chestiile care le vezi pe internet, la celebrități sau la oameni bogați, le vezi aici. Și acum sunt curios. Câți și le cumpără de aici? Și câți și le cumpără din magazinele originale? Pentru că unele copii arată foarte real. Și pentru audiența feminină găsim ceva. Pentru că avem geantă Michael Kors, Christian Dior, Prada. Deci, tot ce-ți dorești, la probabil prețuri foarte bune. Uite, 800 de Turkish lira un Michael Kors. Și după cum ziceam, ăsta e prețul de început. De aici mergem în jos. Să nu vă așteptați la foarte multă ordine în Turcia. Adică, unul merge cu scuterul pe trotuar, alții cară chestii, fiecare face ce vrea el, vinde ce vrea el. Și noi, în continuare, ne-am dus la mall. Am venit la cel mai vechi mall din lume, am venit la Grand Bazar. Grand Bazarul e una dintre cele mai mari piețe / mall-uri din lume. A fost deschisă în secolul 15, se întinde pe 30.000 de metri pătrați și are 4.000 de magazine. Am găsit un mini covor care îmi place. Price? 150. Ok. 100 and I go? No, 125. 125? Yes. O zis 125, dar eu am 120. But I have 120. No problem. No 5. No problem. Ok, this is 5. 120. Asta vine aproximativ 20 de lei. 20 de lei e o amintire bună din Turcia. 100 lei. 200 for you. Tamam, give me 200. Give me 200. Give me. 200. Tamam, give me. No. 200. Good prices for people from Romania, right? From Romania, da. From Romania, special discount. For Gigi Becali. For Gigi Becali and all of Romanians. Da. Valentino, the North Face, Citate. Balenciaga, Moncler, tot ce vreți, tot ce vreți. Givenchy, prețuri bune, doar aici, la 2791. Calitate. 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 Why is your Romanian so good? Me? Yes. Așa, tot România, Grand Bazar. Români vin aici. Vin aici, cumpăr t-shirt, tricou. Și românii sunt ok sau românii buni sau răi? Român good, good. Român good. Good. Good character. Am fost cu bebelușul Ștefi să își cumpere un hijab, care e un termen mai pompos pentru un fel de batic turcesc, hai să-l numim așa. Și ce mi-a plăcut mie mult, ce mi s-a părut interesant, e că oriunde mergi, turcii sunt foarte ospitalieri, sunt foarte de treabă cu tine. Acum chestia asta nu vine gratuit, că ei sunt ospitalieri cu un interes ca să-ți vândă ceva până la urmă. Deci, ca să vă explic, în Turcia totul se bazează un pic pe bani, pentru că atunci când am plătit parcarea, tipul de acolo a vrut să-mi dea o mică țeapă și nu mă mai da rest și am cerut insistent restul și mi l-a dat. Și după aia am dat domnului Ciubuc 20 de lire, deci practic vreo 2,50 lei. Și acum ai prietenul meu cel mai bun, ne-a dus să vedem priveliștea. Super arcadaș! What is your name? Ahmed! 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 I'm Andrei! Yes! Thank you for this! Thank you! Și am văzut priveliștea, deci dacă plătești, Kami ești prieten Suleimania. Cu toată lumea. Kami Suleimania! Moscheea, vreau să ne arate. Uitați-vă cum e parcată mașina asta. No, să n-ai aici frână de mână. Taksim. 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 District. Yes.
taxi. Am ieșit din parcare și ne-am continuat călătoria cu dastărică. Fiți atenți ce aglomerație. 2 km faci în 16 minute, iar traficul, toată lumea se bagă, stânga, dreapta, dar destul de civilizat și interesant cum tipul cu duba bloca o bandă. Nimeni nu era deranjat de faptul că ăsta doar stătea și aștepta în drum. Am venit să mâncăm și aici o să vedem cât de ospitalieri sunt turcii de fapt. Și cât de ușor te agață de pe stradă. We give Romanian everything for free, man. Everything for free for yes. Romanian. Why? Money is not important. Oh. Because we like Romania. I can offer you some coffee if you have time. Ah, și după cum ați observat, fac eforturi destul de mari să te bagi în interior. Adică, hai intră în interior, hai gustă, hai pune mâna pe asta. Pentru că ei știu că după aia e greu să refuzi, e greu să zici, a, nu, nu mai vreau, ești cu cafeaua în mână, ai gustat, nu, nu o plătesc. Adică oferă, sunt de treabă, dar cumva ei și știu că funcționează, mai ales cu turiștii chestia asta. Am intrat să mâncăm, aperitivul am primit din partea casei, la fel și ceaiul, spuneam ospitalier, iar noi ne-am comandat separat șalep, care e o băutură foarte, foarte bună, făcută cu lapte, cu scorțișoară, are un gust excepțional și un pic dulceagă. Ștefi și-a comandat niște legume, iar eu m-am comandat ceva cu carne, pentru că atunci când vii în Turcia sau când mergi în Turcia, trebuie să mănânci carne, ei sunt experți la mâncarea gătită cu carne. Trebuie să încerci, mai bine decât legume. Haideți să vă arăt ceva ce mie mi se pare tare, pentru că sus vezi Ramadan Art Gallery. Practic, mamă, galerie de artă și când te uiți înăuntru, îți numai covoare. Adică la noi în România covoarele nu sunt un lucru atât de preț și atât de important precât sunt în cultura turcă. Dacă vii cu mașina în Istanbul, o să-ți testezi mașina și limitele ei, pentru că drumurile sunt rele, sparte, adică nu vii aici cu o mașină sport cu gardă mică la sol, că lumea se urcă pe borduri, gropi, denivelări, stai calea, motocicliștii te ating când trec pe lângă tine, oamenii pe stradă. Turcii nu au grijă de mașinile lor și nici nu vezi multe mașini scumpe pe stradă. Ce se vede în spatele meu în depărtare e podul Bosfor, care e un pod destul de special pentru că dincolo de el avem Asia. Iar aici suntem încă în Europa, iar Istanbul e singurul oraș transcontinental din lume. Adică Istanbul există în două continente, și în Europa, dar și în Asia. Bineînțeles că am trecut și noi cu Duster-ul în Asia. Deci mă pot lăuda că Duster-ul a ajuns în Asia, chiar dacă doar la început, așa un pic. Eu am fost Andrei, asta a fost experiența noastră și bineînțeles că ne vedem la următorul.